În primul rând, indiferent cine ar fi la minister acum, fără bază legală nu poate să facă nimic, mai ales că DNA-ul este lângă tine. Și sunt atâtea posibilități să semnezi fără să pui o virgulă și ca să te duci la pușcărie. Ăsta este primul element. Al doilea element, punctul meu de vedere, oamenii ăștia care sunt în guvern câțiva dintre ei sunt niște curajoși și pentru că și-au asumat într-o perioadă destul de critică, în condițiile în care politicul îi atacă din toate părțile și nu întind mâna, ca să facă ceva. Noi suntem alături de ei ca și comunitate pentru că avem nevoie de niște tehnicieni, măcar să avem același dubaj. Vă dau un exemplu.